respectul cuvenit, elevul Eduard Mann va intona imnurile României și al Israelului. Aceste două imnuri s-au auzit anul trecut în Israel, cântate de același elev Eduard Mann la memorialul Yad Vashem în Valea Comunităților, acolo unde numele orașului Shimleu Silvaniei și al celorlalte localități din Sălaj și din Transilvania de Nord sunt inscripționate în piatră. Mulțumesc, Eduard! Domnule Consul General al Ungariei, domnule Consul Adjunct al Ungariei în Cluj, domnule primar Septimiu Țurcaș, stimați invitați din țară și din Israel, dragi profesori, colegi, elevi, mass media, participanți, organizatori și colaboratori al acestei conferințe internaționale, vă spunem bun venit. Onorată audiență, vă mulțumim pentru efortul depus de a fi alături de noi la acest eveniment devenit reprezentativ pentru orașul Shimleu Silvaniei. În fiecare an încercăm să conștientizăm opinia publică, societatea și tineretul de importanța unor astfel de întâlniri și evenimente pe care Muzeul Holocaustului din Shimleu le realizează împreună cu Primăria Orașului începând din anul 2005. Anul acesta este unul marcant în desfășurarea proiectelor care implică activitățile noastre din mai multe motive. Primul pe care aș vrea să-l menționez este că ni s-a alăturat în acest demers de organizare a evenimentului parteneri ca Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și aș dori să îi mulțumesc directorului acestui centru, domnului Daniel Săuca, Biblioteca Județeană Sălaj, Inspectoratul Școlar al județului Sălaj, Asociația TICVA, reprezentată de familia Tesler, și nu în ultimul rând Primăriei și Consiliului Local Shimleu Silvaniei.
De aceea îmi permit și îl invit pe cel care ne este gazdă și astăzi să ne adreseze câteva cuvinte. Domnul primar Septimiu Țurcaș, eu vă sunt recunoscător pentru tot sprijinul pe care ni-l acordați de fiecare dată, în fiecare an, și pentru grija pe care o puneți în toate proiectele de dezvoltare a acestor momente educative și culturale inițiate în Urbea și Mleului. Vă rog. Domnule consul general, domnule consul adjunct, stimați invitați din Israel și din România, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Așa cum ne-am obișnuit, sfârșitul lunii ianuarie este una dintre sărbătorile care este marcată pe calendarul orașului Șimleu Silvania. Motivul este unul simplu. Înainte de cel de-al doilea război mondial, respectiv la mijlocul secolului, în Șimleu exista o comunitate foarte importantă de evrei. Și de fiecare dată când facem această sărbătoare, mă întâlnesc și ne întâlnim cu oameni noi și aflăm foarte multe lucruri despre orașul nostru. Lucru care s-a întâmplat și în urmă cu 2 ore. Am văzut multe fotografii din orașul nostru pe care nu le-am mai văzut până astăzi, cu ajutorul safirilor noștri din Israel, care au avut bunici, care s-au căsătorit aici, au trăit aici, apoi s-au mutat. Și evident pentru faptul că în urmă cu 70 și ceva de ani, minți bolnave trimiteau în ghearele morții aproximativ 6 milioane de oameni. Cred că este cel mai important lucru, dacă ne cunoaștem istoria, să știm care sunt lucrurile bune pe care le putem prelua și în același timp lucrurile urâte care nu trebuie să se mai întâmple acum și în viitorul nostru. Și m-am bucurat în acest an pentru că în acest an această activitate are o susținere mult mai mare ca și în anii care au trecut. Aceasta înseamnă că activitatea aceasta de comemorare a victimelor Holocaustului, n-aș vrea să folosesc cuvântul care priză la oameni, dar oamenii conștientizează că s-a întâmplat ceva urât. Faptul că avem elevi aici, faptul că acești elevi învață din trecut și transmit aceste mesaje spre viitor, faptul că elevi din orașul Șimleu Silvaniei se întâlnesc în fiecare an cu elevi din Israel, din orașul Petah Tikva, este un lucru extraordinar. M-am bucurat să-i văd împreună în urmă cu câțiva ani, când reabilitau mormintele din cimitirul evreiesc și desenau sau, mă rog, scriau în limba ebraică pe fiecare dintre pietrele din acel mormânt. M-am bucurat în fiecare an să văd elevi din Israel că vin aici și au loc acele schimburi culturale și educative, învață fiecare din tradițiile celorlalți și eu cred că cel mai important lucru este că învață fiecare, pentru că din fiecare această întâlnire cu siguranță iese ceva bun. Și sunt convins că și cei din Israel au ce învăța de la tinerii noștri extraordinari și tinerii noștri au ce învăța de la cei din Israel. Aș vrea să mulțumesc evident tuturor care, acelora care au făcut posibile aceste întâlniri și aceste activități. Eu în special aș vrea să-i mulțumesc lui Daniel pentru faptul că el este motorul acestor activități aici și să mă bucur că începând de astăzi este colegul nostru, respectiv este directorul Centrului de Informare din orașul Șimleu Silvaniei. Sunt convins că este cel mai mare câștig pe care l-am făcut în ultimii ani, angajând pe cineva în această instituție. Daniel are toate aturile care ne vor duce spre a promova orașul, lucru care l-a făcut, din punctul nostru de vedere, până acum nerenumerat. Și de acum încolo va fi și partea Muzeului Holocaustului, va fi și partea a acestei instituții. Și eu mă bucur foarte mult pentru aceasta. În același timp, aș vrea să-i mulțumesc lui Țărica, care de fiecare dată la toate activitățile
care au loc în orașul nostru este prezent. Este omul care a pus și pune mult suflet în tot ceea ce înseamnă întărirea relației dintre orașul nostru, în special și orașul Petah Tikva și, evident, între România și Israel. Și aș vrea, evident, să mulțumesc unui om foarte important care astăzi nu este aici, respectiv lui Alex Hecht, care este omul real, este un real stâlp din punct de vedere financiar, este omul care face ca toate aceste activități să fie vii, este omul care se străduiește și pune foarte, foarte mult suflet în tot ceea ce înseamnă relația cu orașul Șimleu Silvaniei. Este omul datorită căreia o clădire urâtă din Șimleu Silvaniei, fosta sinagoga, în urmă cu 10 ani, s-a transformat într-o clădire cât de cât atrăgătoare și sunt convins că aceste lucruri vor continua. Aș putea să mulțumesc la foarte multe persoane care se străduiesc să facă această relație una vie. Eu îmi exprim speranța că generațiile care vin, elevii noștri și cei care vin după noi, vor ști întotdeauna să îi respecte pe evreii care au trăit în aceste locuri, care n-au fost foarte puțini, au fost în jur de 3.000, vor ști să țină relația vie între Șimleu și Petah Tikva, de ce nu între România și Israel. Și sunt convins că prin educație vom face ca lucrurile urâte să nu se mai întâmple în viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc în special pentru faptul că v-ați rupt fiecare din activitățile cotidiene și ați ales astăzi să fiți oaspeții noștri la Primăria Șimleu Silvaniei. Și noi vă mulțumim, domnule primar, și am o surpriză pentru dumneavoastră. De fapt, e o surpriză pentru toți cei implicați în organizarea acestui proiect. Și pot să spun câteva cuvinte despre această surpriză. Eli Berkovits Gross. Știu că vă spune foarte multe lucruri acest nume. Șimleuancă, născută în Șimleu și deportată împreună cu familia în 1944 la lagărul Auschwitz-Birkenau. Ei bine, povestea ei nu s-a încheiat în acel lagăr. Ea a continuat. A fost singura care a supraviețuit. Astăzi trăiește la New York, revine la Șimleu și de fiecare dată când revine la Șimleu spune că revine acasă. Ei bine, în această zi ea și-a dorit foarte mult ca din partea ei, prin instituția muzeului, să primiți cea mai recentă tipăritură de carte scrisă de Eli Berkovits Gross. Și dați-mi voie să vă înmânez aceasta. Cartea se numește Furtuna împotriva inocenților. Este o carte de amintiri. O carte în care Eli și-a pus sufletul și și-a dorit ca primul exemplar din nenumăratele ediții care vor urma să vă aparțină. Așadar, pentru ajutorul oferit, vă ofer această carte și o diplomă simbol pentru sprijin. Foarte mult. În general, surprizele întotdeauna se află dinainte. De data aceasta nu s-a întâmplat asta. Am auzit că mi se pregătește o surpriză, dar mă bucur foarte mult că am primit această carte și mă bucur să o primesc de la una dintre persoanele care lasă pe hârtie amintiri dintr-o lume urâtă și dintr-o lume frumoasă. Dintr-o lume frumoasă a copilăriei în orașul Șimleu Silvaniei și dintr-o lume urâtă a ceea ce s-a întâmplat în lagărele de exterminare. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă rog să-i transmiteți toate mulțumirile și felicitările mele pentru această nouă carte. Voi face asta. Corespondez cu Eli aproape săptămânal și știe în fiecare moment ce se întâmplă la Șimleu și promovează în Statele Unite, în discursurile pe care le ține în fața elevilor și a profesorilor, orașul și activitățile din orașul nostru. Mulțumiri se îndreaptă și către reprezentanții mass media.
cei care la fel promovează astfel de acțiuni educativ-culturale. Și nu pot să spun decât un călduros mulțumesc pentru acest lucru. La finalul acestei conferințe am pregătit pentru fiecare câte o carte și o diplomă. Nu vreau să lungesc timpul cu înmânarea fiecare diplome acum și a cărților, ci vreau să continuu. Menționam mai devreme câteva motive pentru care activitatea din acest an este una cu totul deosebită. Încă din anul 2005, Muzeul Holocaustului și-a îndreptat atenția spre cadrele didactice, prin inițierea unor proiecte educaționale care să vină în sprijinul acestor formatori de viitor. Prima ediție a Olimpiadei Naționale pe tema Holocaustului a fost organizată aici de către profesorul Ciocean Ioan în anul 2006. Au urmat apoi seminarii și mese rotunde cu diverse teme legate de tragedia Holocaustului, cu o largă participare. De fiecare dată am primit un feedback pozitiv din partea cadrelor didactice și le mulțumim pentru prezență și pentru contribuția adusă la desfășurarea acțiunii de astăzi și de mâine. Pot să spun că pe Daniel Săuca am reușit să-l cunosc mai bine anul trecut, participând la o excursie în ceea ce astăzi este Muzeul Auschwitz-Birkenau, ce altă dată a fost lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. Mă bucur că în acest an avem prilejul să fim parteneri și organizatori ai acestui eveniment. De altfel, am început o colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaș, mult mai amplă, și poate că domnul Săuca va menționa în mesajul domniei sale acest lucru. Vă rog. Bună ziua! Vă salut mai întâi din partea Consiliului Județean Sălaș și a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaș, o instituție care se află în subordinea Consiliului Județean și care încearcă de mulți ani să fie alături și de comunitățile din județ, cât și de tot ceea ce se întâmplă important din punct de vedere cultural. Într-o bună măsură am reușit acest lucru și vom continua pe acest drum. În privința manifestărilor de astăzi și de mâine, de la Șimleu, Silvanie și de la Salău, noi nu ne-am schimbat strategia, să zicem așa, ci am găsit modalități mai concrete de colaborare și de implicare în comemorarea acestui trist eveniment din istoria omenirii, dar într-o cheie, să spunem, culturală, educațională. Și pentru că este nevoie astăzi mai mult ca oricând de această componentă esențială a culturii de astăzi, anume educația. Dacă nu vom face acest lucru și dacă școala, elevii, profesorii nu vor fi conștientizați de importanța unor tragedii imense, cum a fost și Holocaustul, e puțin probabil să înțeleagă sau să înțelegem ceea ce se întâmplă și astăzi, de pildă, nu departe de granițele României. Eu îi felicit pe toți cei care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Vom fi alături în continuare de dumneavoastră, de toți cei care încearcă, din perspectivă culturală, să aducă un plus județului nostru. Felicitări! Vă mulțumim! Anul acesta este unul extrem de important pentru România. România, în acest an, va prelua președinția forumului interguvernamental numit Alianța pentru comemorarea Holocaustului, International Holocaust Remembrance Alliance. Iar acest lucru va fi posibil prin transferul acestei președinții de la Ungaria spre România. Am rugămintea, dacă se poate, ca domnul consul general să vă spună câteva cuvinte despre acest lucru. Bogameșterul
domnule primar, profesorul, tonarul, domnul profesor, kedves résztvevők, stimați participanți, ne haragudjanak meg, hogy magyarul fogok beszélni. Szóval szuperász pe mine că vorbesc în limba maghiară. Beszélek románul, de nem merem elvállalni, hogy román nyelven folytassam a köszöntőt. Vorbesc și limba română, dar nu pot să vorbesc în stil academic și să vă salut în limba română. Az első mondat a köszöneté. Köszönöm, hogy itt lehetünk. Mulțumesc frumos că putem fi prezent aici astăzi. Nagy örömömre szolgál az, hogy egy folyamatos munkának lehetünk itt a tanulni. Mă bucur foarte mult că particip la o activitate continuă și putem fi martori a acestei activități. Hiszen ez az esemény nem csak a megemlékezésé. Această activitate nu este doar memorarea. Természetesen a legfontosabb, hogy mindannyian, mi magyarok is, szembesüljünk mindazzal, ami a holokauszt idején történt. Un lucru important este ca și noi ungurii să stăm în fața celor întâmplate cu ocazia holocaustului. Megfelelbezhetetlen erkölcsi kötelessége minden nemzetnek, hogy szembesüljön mindazzal, ami felelősség terheli az abban az időszakban. Este datoria fiecărei națiuni ca să stea drept în fața celor întâmplate, chiar dacă sunt lucruri. Ez alól nincs felmentés. Nu există scăpare de acest lucru. És az önismerethez és az önbecsüléshez is elengedhetetlen, hogy szigorúan és tárgyalagosan nézzünk szembe ezzel az időszakkal. Pentru autocunoașterea noastră este foarte important ca să evaluăm corect această situație. Így tehát az első mozdulat a szembesülés mellett a főhajtás az áldozatok előtt. Primul lucru și cel mai important lucru este să ne aplecăm capul în fața celor care au murit. És köszönet mindazon kutatóknak, akik segítenek bennünket abban, hogy minél pontosabb ismereteink legyenek. Și mulțumim cercetătorilor care ne ajută să cunoaștem cât mai bine holocaustul. A második nagy feladat az a kijelölése az útnak. A doua problemă importantă este marcarea drumului. A fiatalokra való odafigyelés. Cu atenție în mod deosebit spre tineri. Az ő ismeretei gyarapítása, a nevelés, a tanítás. Educarea lor și mărirea capacității de cunoaștere a tinerei generații. Fontos, hogy az ő szemléletükben jelen legyen a holokauszt minden tanulsága. Este important ca ei să aibă în minte învățămintele holocaustului. Lehetősége is. Și la sinagogă mi-am dat seama că amintirea de holocaust este începutul unei vieți. Azt kívánom, kedves mindannyiuknak, hogy ez a mostani alkalom is ezt szolgálja. Vă doresc că și această ocazie să fie în sprijinul acestui lucru. Hogy a továbbiakban olyan életünk lehessen, în continuare să avem o viață, amikor nem fenyeget a veszélye, hogy ilyen szörnyűség még egyszer előfordul. Când nu ne mai amenință faptul că se mai poate întâmpla încă o dată un asemenea eveniment. És a felújított zsinagógának is azt kívánom, hogy élettel legyen tele. Doresc și sinagogii renovate ca să fie plină de viață. A hitélet mellett a közösségi életnek is tere lehessen. Pe lângă credință să servească și viața comunității din Sineu. Sikeres munkát kívánok Önöknek, és köszönöm a tiszteletes figyelmet. Vă doresc mult succes și mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult. A fost un cuvânt cu un real înțeles în ceea ce privește educația tinerei generații. Pot să vă spun că cele mai multe ediții sau cele mai multe evenimente organizate de către noi au pus accentul pe acest lucru, educația tinerei generații. Și de fapt,
ceea ce menționam mai devreme, IHRA, care este Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului, stabilește strategia viitoare în ceea ce privește proiectele legate de această problematică și finanțează cele mai bune inițiative. De aceea, și pentru ei, tânăra generație reprezintă prioritatea principală a instituției. O astfel de prioritate o are și Asociația TIGVA din Oradea, a cărui președinte, în persoana doamnei Emilia Tesler, a revenit astăzi acasă, la Șimleu. A revenit și de această dată cu noutăți. A adus o expoziție pe care mulți dintre noi am reușit să o vizionăm la intrarea în sală. O expoziție extrem de interesantă legată de viața cotidiană, de tradițiile evreiești. Și vă mulțumim. Îi dau cuvântul acum doamnei Tesler, Emilia, un prieten bun și un organizator deosebit. Am avut onoarea să particip la câteva evenimente organizate la Oradea și, într-adevăr, experiența și comunicarea, ceea ce spunea și rabinul în sinagogă, comunicarea și colaborarea fac din evenimentele organizate în Oradea să fie un succes. Bună ziua, stimate domnule consul, stimate domnule proconsul, stimate domnule rabin, stimate domnule primar, stimați domni invitați, al căror nume nu știu și îmi cer scuze, doamnelor și domnilor și în special dragi elevi. Urma să am astăzi două intervenții, una mai scurtă acum și una mai lungă spre sfârșitul zilei. Precum ați înțeles, va trebui să plecăm, așa că încerc să comprim cele două intervenții cât mai scurt acum. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe Daniel Stejerean, pentru că, într-adevăr, noi colaborăm deja de câțiva ani. Daniel a participat la unele din evenimentele noastre la Oradea, iar noi am fost la Șimleu cu câteva expoziții, am participat la comunicări științifice și a fost o colaborare extraordinară până acum de fiecare dată. Și aș vrea să îi mulțumesc și să-l felicit pe domnul primar al Șimleului, domnul Septimiu Țurcaș, pentru că este un exemplu de model în ochii mei, de bănuiesc politician și oricum reprezentant al autorității locale, care pe lângă nenumăratele probleme administrative pe care un oraș le are și pe care trebuie să le rezolve, am văzut că totdeauna a avut disponibilitatea să participe la asemenea proiecte care sunt fie de comemorare, fie educaționale, cu tot sufletul și cu tot interesul și noi nu avem cum să premiem un asemenea efort și o asemenea disponibilitate decât prin felicitări din toată inima. Să vă spun câteva cuvinte despre Asociația TIGVA, mai ales pentru elevi. Suntem o organizație non-profit care s-a înființat în Oradea în 2010. Suntem membri ai Association of Holocaust Organizations și mai suntem membri și ai Platformei pentru Drepturi Fundamentale, a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. În decursul acelor 5 ani și ceva deja de activitate, am avut nenumărate proiecte educaționale, am întâlnit mii de elevi, ăsta este interesul nostru, să întâlnim generația tânără, am creat anumite expoziții itinerante, unele, am spus, am fost deja la Șimleu, majoritatea legate de prezența evreilor, mai ales în Oradea, o să vorbesc puțin despre Șimleu imediat, despre Holocaust, am organizat câteva evenimente majore de comemorare în 27 ianuarie, chiar două din ele finanțate de AIRA, de International Holocaust Remembrance Alliance, de care s-a făcut pomenire și a cărei președinție o preia România din martie. Și la un moment dat, într-o clasă de elevi, de fapt nici nu, să nu denaturez adevărul, aici chiar la Șimleu. Am adus odată un grup de două autocare de elevi ca să viziteze muzeul.
Și la un moment dat, două eleve s-au apropiat de mine și una m-a întrebat, dumneavoastră sunteți evreică? Și am spus da. Și reacția fetiței a fost extraordinară, a zis, și a pus mâna pe mine. Și atunci am înțeles că noi facem proiecte educaționale, vorbim despre Holocaust sau despre evrei în general, dar copiii nu știu, nu cunosc această minoritate, fiind atât de puțini evrei deja, cum pot ei să înțeleagă istoria, cum pot ei să înțeleagă ce s-a întâmplat, discriminarea, stigmatizarea, viața obișnuită de dinainte, dacă ei nu știu ce înseamnă să fii evreu, de fapt. Și atunci am creat această expoziție pe care v-am adus aici, pe care am lansat-o la Filarmonica din Oradea, acum 2 ani, cred, despre iudaism și viața evrească. Sunt niște noțiuni extrem de sumare, dar prezintă câteva din tradițiile noastre și din obiceiurile noastre. Asta legat de asociația TICPAR, foarte, foarte pe scurt. Avem două, dacă profesorii sunt interesați sau elevii, avem două pagini de internet, una obișnuită, TICVARO, TICVARO, TICAPABULATU.ro și recent am mai creat o pagină de internet, TICVAEDURO, cu resurse educaționale. Și acum legat de Șimleu, de ce mai suntem aici? Pe lângă colaborarea despre care am mai pomenit acum, suntem ca familie a doua și a treia generație a unei supraviețuitoare a Holocaustului. Respectiv, numai eu sunt din Bihor, din familie, mă rog, fiica mea s-a născut în Israel, de exemplu, dar sora mea și părinții mei au fost din Sălaj, tata român, din zona Zalăului, mama evreică, născută în Șimleu. Deportată în 1944 la Auschwitz împreună cu mama ei, văduvă, și cu alți 4 frați. Deci 6 persoane, dintre care s-au întors 2. Ce vreau eu să spun, și am mai spus asta la un eveniment de ieri. La fiecare eveniment de comemorare se spune să nu se mai întâmple, să nu se mai repete, ne plecăm capul în fața victimelor, aceste victime nu au o piatră de mormânt, deci prin asemenea evenimente de comemorare, în fond, și dacă simbolic le aducem o floare sau o piatră, fiind vorba de evrei, pe o piatră de mormânt metaforică. Dar ce am să spun? Ce am început să spun? Comemorarea. Așa, să nu se mai întâmple. Bun, să nu se mai întâmple. Și atunci spunem asta la un eveniment de comemorare. Spunem asta la următorul eveniment de comemorare. Totodată trece un an între cele două evenimente. Și cum ziceam ieri la un alt eveniment, în răstimpul acesta între un an și celălalt, între un 27 ianuarie și un celălalt, ce facem ca să nu se mai repete? Pentru că, din experiența mea și a familiei, ce vreau să vă spun? Încet, încet mama mea mi-a povestit ce i s-a întâmplat la Auschwitz, știu cum a trecut prin fața lui Mengele, cum a fost arsă bunica mea, pentru că deja la prima selecție de pe peronul de la Auschwitz, fiind o femeie care a născut 5 copii, care a fost, probabil nu arăta destul de în vârstă, a fost imediat selectată spre gazare. Deci, toate astea le-am știut, am citit foarte multe cărți, am înțeles ideologia, am înțeles că au fost oameni răi care au făcut lucruri înfiorătoare și am înțeles că au fost victimele. Ceea ce n-am înțeles și cred că un pic am torturat-o pe mama mea cu întrebările mele a fost, bun, dar ceilalți ce au făcut? Ceilalți, vecinii voștri, colegii voștri, cei cu care mergeai cu bicicleta sau te plimbai sau ți-au fost colegi de clasă pentru că i-au umblat la școala normală numită Aireana, de exemplu. Apropo, a fost o monarhistă convinsă, eu nu sunt, dar ea a fost. Ei ce au făcut? Vecini cu care vă înțelegeați, mergeați unii la ceilalți. Și asta a fost marea tristețe, pentru că n-au făcut nimic. Deci nu se poate, Holocaustul nu s-ar fi putut întâmpla dacă nu se întâmplau două lucruri. Unul, de-a lungul a multor ani, o propagandă care a spălat creierele, care într-adevăr a reușit să convingă niște popoare, că, mai ales pe cel german, că ei reprezintă, că oamenii se pot împărți în rase superioare și inferioare, că ei sunt rasa superioară și acest lucru
copiii au început să-l învețe deja de la grădiniță și ca atare a fost ușor, când s-a implementat soluția finală, ca ei să participe prin indiferență sau chiar activ. În ce sens? Nu numai soldații naziști, SS-iștii au făcut lucrurile oribile, inclusiv funcționarul care făcea liste cu cei care trebuie mutați în ghetou, care nota adresa tuturor, care planifica trenurile, care... Deci un întreg aparat administrativ a luat parte, un întreg aparat birocratic, deci politică de stat și asta s-a putut întâmpla. Deci asta a fost un motiv, faptul că propaganda... Deci de aceea trebuie astăzi să fiți vigilenți, mai ales în era internetului. Sunt foarte multe informații, foarte multe informații eronate și sunt foarte multe semi-adevăruri care sunt foarte periculoase și imediat termin. Și în al doilea rând să înțelegem că în afară de opresori și de victime a fost marea, marea masă a celor care n-au făcut nimic. Orică au fost indiferenți, puțini dintre ei se bucurau pentru ce se întâmplă, dar nu mulți. Foarte mulți cred că erau afectați și nu se bucurau de ce se întâmplă. Și unii au fost indiferenți, dar n-au făcut nimic. Și dacă mă întrebați, bun, sau îmi spuneți, bun, dar cum să facă, pentru că își expuneau viața, își expuneau familia, sunt perfect de acord. Atunci, în 44, după ce Germania a ocupat Ungaria și, într-adevăr, s-a trecut la implementarea soluției finale, era deja periculos să intervii pentru un vecin sălar. Dar ani de zile înainte, când au apărut primele legi anti-evreiești, unde au fost toți acești oameni? Când colegul meu n-a mai venit la școală pentru că nu i s-a mai permis, când la magazinul respectiv s-a închis pentru că avea proprietar evreu, când de la locurile de muncă au fost dați afară evrei, când n-au mai, la un moment dat au trebuit să poarte steaua galbenă în 6 colțuri ca semn stigmatizant, când asta s-a întâmplat nu de la o zi la alta. Unde a fost vocea celor mulți? Deci, vă rog să mă scuzați, am vorbit probabil mult prea mult, aș putea vorbi ore întregi, am încercat să comprim foarte scurt și ceea ce facem și ceea ce credem. În pauză am să vă invit, dacă doriți să vedeți cât se poate din expoziție, pentru că, din păcate, după aceea va trebui să plecăm. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru că m-ați ascultat. Și noi îți mulțumim, Emilia, pentru că de fiecare dată vii cu noutăți acasă la Șimleu. Aș vrea să-i felicit pe elevii prezenți astăzi aici pentru implicarea lor în proiectul de înfrățire dintre Colegiul Simeon Bănuțiu din Șimleu Silvaniei și Liceul Brenner din Petah Tikva, Israel. Ei sunt dovada că astfel de inițiative reprezintă un succes și au contribuit la diversificarea activităților de educare. Astăzi, ei predau ștafeta în acest proiect colegilor lor mai tineri din clasa noua, care vor duce mai departe tradiția. La sfârșitul acestei prime sesiuni, elevii care astăzi sunt clasele a 11 și a 12, vor înmâna simbolic această ștafetă prin acordarea unor diplome de participare colegilor lor din clasele a noua, care vor duce mai departe tradițiile, educația și tot ce au ei mai bun peste granițele țării. Rabinul Zvi Kfir a fost încă din anul 2009 alături de noi în toate proiectele și activitățile. El i-a convins pe partenerii noștri din Petah Tikva să trimită prima delegație pentru a pune bazele acordului de înfrățire dintre cele două orașe. Înfrățire care s-a semnat în prezența excelenței sale, Dan Ben Eliezer, ambasador la acea vreme a Israelului în România. Zvi Kfir nu este doar un prieten, este mai mult decât un prieten al muzeului și este prezent, așa cum menționa și domnul primar, de fiecare dată. Ne susține nu doar
cu prezența fizică, ci și cu învățăturile lui. Svika? Please. This one? Okay. I will speak in English. Voi vorbi în engleză. Domnul primar, domnul consul general, presidents of communities, doamna Eva Golombos, friends and students. You don't remember. Dragi prieteni. And you mentioned. Okay. You know, there was a very famous poet in Israel, and she wrote a song, a very important and inspiring song. A existat odată în Israel un poet extrem de important și care a scris diverse poeme. Her name was Zelda. Numele, de fapt, numele ei era Zelda. And the song goes like that. I can't remember it by heart, but the main principles of the song, they talk about the name of each and every person. Iar acest cântec vorbește despre numele fiecărei persoane. So she says that everyone has a name. Ea spune că fiecare are un nume. The name that was given to him by his parents. Numele care i-a fost dat de părinți. The name that was given to him by his birthplace. Numele care i-a fost dat lui de către locul unde s-a născut. The name that was given to him by his actions. Numele care i-a fost dat de acțiunile lui. The name that was given to him by his death. De numele care i-a fost dat lui de către moarte. Name is a definition of a person. Numele este o definiție a persoanei. When coming to these events and talking about Holocaust, we have actually two perspectives over the issue. Participând la aceste evenimente legate de problematica Holocaustului, trebuie să ne gândim la două aspecte. One is the commemoration. Una este comemorarea. We are talking about the past. Vorbim despre trecut. And by commemorating, we can remember these people. Și comemorând putem să ne aducem aminte de acești oameni. The other perspective talks about the conclusions that we can get from commemorating these events. O altă perspectivă ne spune că comemorând putem să într-adevăr să ne aducem aminte. I talked about a definition of oneself. Vorbim despre o definiție în sine. A week ago I was also talking about the Holocaust with students in Timișoara. Acum o săptămână le vorbeam tinerilor, elevi din Timișoara, despre Holocaust. And the main question was what in what way you want to define yourself? Iar întrebarea era în ce fel vrei să te definești, să te identifici. You know, Holocaust is a very big subject, is deep as the sea and even more. Holocaustul este un subiect mare, adânc, mai adânc poate decât marea. And I don't want to get into it now because we have many sessions later. Nu vreau să intru în acest subiect acum pentru că urmează în cadrul sesiunii să vorbim despre asta. But I want to talk about the question how each and every one of us want to define himself. Dar aș vrea să vorbesc despre faptul cum putem noi să ne identificăm. You know, when I'm strong, I have no fear from others or from things that might happen to me because I have control over things. Când sunt puternic, nu am nicio frică. Am impresia că îi pot învinge pe toți ceilalți. When I'm weak, I'm afraid of things. Când sunt slab, mi-e frică de lucruri. One of the reasons to commemorate and to keep the remembrance of the Holocaust is to prevent these things from happening to me.
Unul dintre lucruri atunci când comemorăm este de a preveni să mi se întâmple mie acel lucru. When I'm talking about me, I'm talking about each and every one of us. Când vorbesc despre mine, vorbesc despre noi toți. Because, you know, it happened to the Romans, it happened to the Jewish people, it might happen to other groups of the society. No one can predict what will happen in few minutes from now. Li s-a întâmplat nu doar evreilor, ci și Roma și Sinti și altora, și nimeni nu poate să prezică ceea ce urmează să se întâmple. If this is my definition, I'm a very small person. Dacă aceasta este definiția mea, cred că sunt o persoană foarte mică. Because of course it is very important, you know, to take care of myself and to protect myself by having ideals that might protect me in the future, but it doesn't have to do with me caring for others. De fapt, nu trebuie neapărat It is something that concerns only me, because I want to protect myself, but it does not have to do with me. Este de fapt caring for others. De fapt un lucru care mă interesează doar pe mine, nu ar trebui neapărat să-mi pese de ceilalți. The second definition is what kind of person do I want to be? A doua definiție este ce fel de om vreau să fiu. Without taking into consideration threats on my existence. Fără a lua în calcul amenințările asupra persoanei mele. And we are talking about altruism, but we are talking about humanity. Și vorbim aici despre altruism, dar și despre umanitate. You know, I'm addressing to you, the students. You know, some people helped Jewish people during the Holocaust. Și mă adresez vouă, studenților, elevilor. În timpul Holocaustului, unii oameni au salvat evrei. And you know, we had actually also one here in Chimle. We passed away 2 years ago. Și de fapt avem un exemplu chiar aici, în Chimleu, Alexandru Cherecheș, care a murit acum 2 ani. And they helped to save Jewish people during the Holocaust. Și au reușit să salveze evrei în timpul Holocaustului. You know, we glorify these people and we say, wow, fantastic people. They did fantastic things. Și spunem despre ei că au făcut lucruri fantastice. But my question is, were they so fantastic, or maybe the others that did not do it were horrible people? Sunt ei într-adevăr atât de fantastici sau ceilalți erau într-un fel oribili? The definition of a right thing to do changes. Definiția unui lucru care este bine făcut se schimbă. You know, back then, the right thing to do was probably collaborating with the authorities. În acele vremuri, probabil cel mai bun lucru era să colaborez cu autoritățile. 70 and something years later, I think we should redefine our definition as human beings. După 70 și mai bine de ani, ar trebui să redefinim, să ne redefinim noi înșine. And to understand that this is what should be. This is not something exceptional. This is the definition of a human being. Și asta ar trebui, de fapt, să conștientizăm care este definiția unei persoane. Coming here to make these commemorations and seminars is very important, but the outcome should be very clear. Este foarte important organizarea unor astfel de evenimente, comemorări, dar trebuie să existe și outcome. Exact. Un rezultat. It should be very clear. Education is very important. Educația este extrem de importantă. But also the Nazis had educational system. Dar și naziștii au avut un sistem educațional. The topics of the education are important.
De fapt, subiectul acestei educații sunt importante, subiectele. And the definition of each and every one of us in our eyes and also in the eyes of the surrounding is very important. Și definiția noastră a noastră, a persoanei noastre este importantă atât în ochii noștri, dar și în ochii celorlalți. People are not being judged or let's say evaluate by their talks, by their words. They should be judged or valued by their actions. Oamenii nu ar trebui judecați după după vorbele lor, ci după faptele și valorile lor. I had a very interesting conversation yesterday with Mogo when we came, and maybe we don't hold precisely the same ideas, and maybe we have disagreements. Am participat într-o discuție extrem de interesantă cu Mugur Vărzariu ieri și probabil că de fapt ar trebui să avem păreri diferite. But at least we agree that we should make the difference by doing things and not only talking about them. Și diferența ar trebui să constea în a face fapte, nu doar a vorbi. So this year's convention should be about what we can take, what we can study from all these things, and what are we going to do with the conclusions and to redefine ourselves as better people. Întâlnirea de anul acesta se referă la ceea ce putem face noi pentru a fi mai buni, a ne redefini în acest context. Thank you very much. Mulțumesc. Destinul comunităților evrești din Transilvania de Nord, aflată într-o perioadă de maximă dezvoltare economică și culturală între cele două războaie mondiale, a fost tragic urmat prin schimbările aduse în scenă de începutul celui de-al doilea război mondial, răspândirea tot mai accentuată a antisemitismului și încheindu-se cu deportările în lagărele morții a milioane de evrei, Roma și Sinti și mulți alții, victime sigure a regimului nazist. Întâlnirea noastră de astăzi încearcă prin programul pregătit să sensibilizeze societatea și tânăra generație asupra unui fenomen tragic, cunoscut în istorie sub numele de Holocaust. În scopul rememorării trecutului și a celor care au suferit în acea perioadă, pentru a nu mai repeta greșelile comise și pentru asigurarea unui viitor pașnic și mai bun, activitățile din această zi vin să evoce prin intermediul artei, a poeziei, a muzicii și teatrului, omagiul adus a tuturor acelor care s-au aflat în suferință în timpul Holocaustului. De aceea am rugămintea la elevii Colegiului Național Simeon Bornuțiu să vină în față pentru un moment special, după care vom lua o pauză de 10 minute. Vă spuneam de o predare de ștafetă și am rugămintea ca un reprezentant din ambele grupuri să spună câteva cuvinte pentru viitor. Și aici mă gândesc la colega noastră, Daniela, să spună două, trei cuvinte ce a însemnat pentru ea acest proiect. Bună ziua! În primul rând, vreau să spun că experiența care am avut anul trecut în Israel a fost pe departe una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Am întâlnit oameni noi, am cunoscut am întâlnit o cultură foarte importantă pentru viitorul nostru și vreau să spun că tot ce a fost tot ce s-a petrecut în această lume legat de Holocaust și de toate faptele rele făcute acestor
oameni trebuie să fie uitate, dar iertate, dar nu uitate, și trebuie să ne amintim în fiecare zi din viața noastră că am fost un popor norocos și că am putut să ajutăm toți oamenii care au avut nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu mult! Emoțiile sunt evidente. Este... she said for the our invites, she said something about that we were as Romanian, no? Yeah. A lucky nation, us. We were. Yeah, because it happened what it happened, and we were very lucky as Romanians. Continuăm. Vă rog să le predați diplomele simbolice. Predarea de ștafetă colegilor voștri și sper să fie cel puțin la fel de buni, la fel de norocoși ca voi în această experiență pe care îi așteaptă. Atât în Șimleu Silvaniei, cât și în Petah Tikva, Israel. De fapt, una dintre surprizele acestui an este faptul că acest grup, care până acum era compus dintr-un număr de 8-10 elevi, se va mări până la 15 și ne bucurăm pentru că cei din Petah Tikva ne-au transmis deja acest lucru. Vreau să salut prezența în sală a două comunități extrem de importante, comunități evreiești, bineînțeles, care vin la Șimleu în fiecare an. Este vorba de comunitatea din Satu Mare, reprezentată de domnul președinte Nicolae Decei, el însuși supraviețuitor al Holocaustului din Transnistria, și domnul președinte Schwarz Robert al comunității evreilor din Cluj. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră și vă mulțumim că ați ales să participați astăzi alături de noi. Eu consider acest gest unul extrem de important. Mai sunt alături de noi persoane care nu sunt menționate în program. Este vorba de Yehuda Heimlich, reprezentant al celei de-a doua generații de supraviețuitori ai Holocaustului, ai cărui familie a trăit și a contribuit la dezvoltarea orașului Șimleu prin înființarea primei tipografii evreiești cu caractere ebraice. Tocmai am avut, înainte să venim aici, o discuție și ne-a arătat și câteva poze din locul unde a fost această tipografie. Și aș vrea să-i mulțumesc pe această cale pentru că a făcut efortul de a veni din Israel și a fi alături de noi în aceste trei zile. Pentru cei care urmează să se retragă, aș vrea să-l menționez și pe profesorul dr. Gideon Greif. Este istoric șef al Institutului Shem Olam din Israel și pot să spun aici un secret. Domnia sa mi-a fost recomandat de fostul ambasador al Israelului Dan Ben Eliezer, și mă bucur că am onoarea și plăcerea să-l cunosc și să-i ascult prezentările. O altă persoană importantă este un adevărat prieten pe care
am avut ocazia să-l cunosc la Șimleu, Amitai Polac, dintr-o altă familie de evrei din Șimleu, Silvaniei. Pe Amitai o să-l auzim în prima prezentare după pauza de cafea. O persoană pe care eu apreciez pentru munca pe care o face este Mugur Vărzariu. Mugur Vărzariu este ambasador al World Vision în România și militant pentru drepturile omului, implicat în proiecte sociale, dar și fotograf și artist. Când am primit pentru prima dată link-ul cu poze de la Mugur Vărzariu, mi-am dat seama că o parte din acei supraviețuitori ai Holocaustului pe care i-a pozat, i-am intervievat eu împreună cu colegii de la Universitatea Babeș-Bolyai în urmă cu 4 sau 5 ani de zile într-un proiect care din păcate nu a avut o finalitate pe care ne-am dorit-o, dar totuși au ieșit 2 volume cu aceste interviuri ale supraviețuitorilor Holocaustului din Ardealul de Nord. O bine meritată pauză, după care revenim în 10 minute pentru prima prelegere sau prima prezentare a lui Amitai Polac.